Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. O să facem o mâncare specială cu iz de primăvară. Am avut un pic de timp și fata mea s-a dus sus pe coama dealului cu alți prieteni și o strâns. Oare ce să fie? Vedem aici în rolul principal leurdă. Da. Avem leurdă sălbatică, de asta am spus cu iz de primăvară. Cum o să gătim? Cu ce ingrediente? Iată-ne aici la ingrediente. Avem piper, avem boia, avem sare, avem 3 căței de usturoi și făină albă. Și sigur, lucru important cu ce îl facem noi este smântâna de gătit. Acum vom reveni când vom face pasul următor. Deci leuda a fost opărită și acum se taie mărunt și vă arătăm ce facem după ce este mărunțit. Nu ne place cu blenderul, făcut cu blenderul nu-mi place deloc, așa că îl mărunțim cu mâna. Soția a pus acolo untura la tigaie și de data asta a folosit untura de porc pentru că s-a terminat untura de găină. Vedem usturoiul. Puțin, poate puțin, trăjește usturoiul ca să nu... Dacă îl frige un pic mai mult, atunci o să dă un gust amărui și mure asta. Și imediat introduce leuda tocată mărunt. Leuda pentru 3 persoane și va fi pregătit cu smântână de gătit, cu făină, cu mirodenii. Uitați făina. Așa. Dacă voi aveți o rețetă mai bună, vă rog să scrieți în comentarii. Am văzut multe rețete de la voi care urmăresc și o să unele am și încercat deja, dar alte nu o să încerc de acum acolo. S-a introdus piperul, boia. Și când este fiert, se adaugă smântâna de gătit și o să pregătim puțină carne. Astăzi vreau să mănânc lângă leuta carne. Sau alții o să, poate să facă și ochiuri, ouă. Eu astăzi vreau să mănânc carne și o să vă arătăm mai încolo. Carnea este pusă la frig, vedem, în vasul ăsta, obișnuiam să facem noi flecă, mititei, atunci când facem în casă. Și leuda, vedeți deja, e introdus smântâna de gătit, ce bine arată. Carnea, iarăși, sigur că arată foarte bine. Și o să vă arătăm când este pus în farfurie. Deci, dragi privitori, cum arată leurda făcută cu mirodenii și smântână de gătit, un pic de carne de porc, pentru că seara nu vreau să mănânc ouă fierte sau ouă ochiuri. Așa că de data asta așa o să mâncăm și aș vrea să spun ca să mâncați și voi cât mai sănătos, pentru că este foarte importantă sănătatea noastră, dar bineînțeles că și sănătatea noastră spirituală este foarte important și de asta
trebuie să ne gândim și cu ce ne hrănim spiritual, pentru că am văzut că omul imperfect are tendința de a se uita sau a mânca spiritual din lucruri murdare, cum este imoralitatea, sau știu eu, unii sunt circari, sunt clovni pe TikTok sau pe nu știu, Facebook, și oamenilor le place mai mult lucrul acesta, ceea ce este destul de păcat, pentru că trebuie să avem grijă și de sănătatea noastră spirituală, ca să putem avea și o sănătate fizică bună. Așa că eu mă îndemn ca să vă uitați la ce este foarte bine pentru dumneavoastră, să fiți sănătoși și spiritual și fizic, bineînțeles. Și până la următorul vlog, vă rog să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, să vă abonați. Mulțumesc celor care au rămas abonați la mine. Văd că unii mai pleacă de pe canalul meu. Sunt sute și mii de canale unde pot să aleagă, bineînțeles. Eu mulțumesc celor care au rămas abonați la mine. Și până la următorul vlog, aveți grijă de dumneavoastră, numai gânduri bune.